Pregătim cuțitul să taie bine. Aici avem carne de porc și tăticul astăzi pregătește o nouă rețetă. Dar nu-l tai până la final, da? Nu-l tai până la final. Părlit cu paie, dar așa și e. Iată așa, tăticul a tăiat și acum îl punem în tigaie. Mai avem aici o bucată mare de porc. Și cealaltă bucată este pregătită, la fel tăiată, iată așa, pentru ca să intre condimentele în el. Mămica aici a pregătit și fructe, banane și mandarine. Miriam mănâncă și tata îi spune să se ducă după ceapă. Hai, Miriam, după ceapă, du-te. Înveți. Mămica aranjează canapeaua și împătură hainele din mașina de uscat. Turnăm ulei în bol. Noi avem ulei de măsline. Dacă nu aveți ulei de măsline, puteți folosi orice fel de ulei. Aici avem semințe de chimen, coriandru și piper negru boabe. Vom pune toate condimentele aici și tăticul le va zdrobi. Chimen, o lingură, da? Punem toate condimentele și amestecăm bine. Și punem pe carne. Așa. Am pregătit ceapa și o dăm prin blender. Și ceapa o punem la fel pe carne. S-a primit așa ca o pastă. Punem deasupra tigăii felie alimentară. O ducem la frigider pentru 6 ore. Iată carnea noastră. Tăticu a pus tigaia, a pus un pic de ulei. Iată așa. Și prăjește timp de 10 minute. Lăsăm la foc mediu și pe partea cealaltă să se coacă. Scoatem carnea și o punem pe tigaie de cuc. Am pus și cealaltă bucată la prăjit și lăsăm timp de 10 minute pe o parte, apoi întoarcem. Punem într-un bol ulei de măsline sau oricare ulei. Iată așa. Ce bunătate va fi. Pregătim sosul. Punem muștar 30 de grame și 2 linguri de paprika. Amestecăm totul bine, bine. Și punem deasupra bucății de carne.
Acum punem bere. Blondă. Incidente. Punem deasupra folie de aluminiu. E așa. Cred așa închis bine, bine. Și merge la cuptor pentru 2 ore, da? Și iată așa mâncare pentru oaspeți. Noi duminica întâlnim oaspeți, iată așa. Wow, ui, ia, și până ta. Catalina, mă ieșit șor, mă ieșit șor. De-a luat mâinile. Acum pregătim și cartofi. În cartofi punem ulei, sare, piper negru, boabe și mai punem tati cu cimbru. Și apoi boia de ardei dulce. Eu caut, uitați-vă cât mirodine naturale avem noi. Astea sunt mirodine naturale uscate. Asta e bucătăria lui tata, zice. Lui place toate mirodinile astea. Boie de ardei dulce afumat. Interesant. Amestecăm tot și punem la cuptor. Nu, trebuie pismeț. Și pismeț mai bun. Mașinați. Adică nu i-are, dar e macin sigur. Nu cine am așa cu plinte. Ai venit și ierni? Ți-ai foame? Nu sunt eu bine de asta. Bună! Din capacul. Și am pus deasupra la cartof. Cătălina, ce face mâncare pentru mine la mine? Are cartof cu morcov. Mielea deja a început diversificarea. Amestecăm totul și luăm la cuptor. Dani pregătește sucul, el a dus din bieci, porcani cu compotă și cu cirie și cu vișine, așa? Da. Și cu piersi. Cu piersi, nu, cu cais. Caise și în partea cealaltă avem mere cu coarne, spuneam noi. Da. Aici toți întreabă, toți pregătesc mâncare delicioasă. Tătic, și bună ta, tătic, ne faci, mă, tali, nu, ne alinț, nu știu, deam. Că o să mai putem mai duci. Da, tot ziua așa cartofi, piele, așa cărlie. Tăticul toarnă piele. Noi piele o folosim doar în mâncare și la marinarea cărlii. În rest nu piem, noi așa ceva. Mai bine ca pot, așa, dar... Aha. Punem la... Da, punem la... 180 grade. Ierni cu sushi, așa ierni, tu mai sushi, da? La 180 grade, cam cât, cu jumătate de oră. Jumătate de oră, că așa cât e aici. 30 minute. Super. Soțul meu m-a dus compot. A, ți-ți place, dragul meu, din piersic, așa? Aici ceapa se undește. Eu am grijă să nu ard ceapa. Iată, așa sunt duminicile la noi în familie. Mâncăm împreună. Mai ales, uneori avem și oaspeți. Torni apă? Oi, mergem. Facem cu caramelizat? Da, facem caramelizat. Punem semințe de soan negru și soan alb. Tata, mare sticlele. Mama, ta licoași, tata. Tata, licoași semințe de soan. Cătălina, ta este viecla. O să fac mâinile roșii. Mai adaug tot apă. Și punem varza. N-am mâncat niciodată așa salată. 10 minute lăsăm așa. Ingredientul principal, fiecla. Cine nu știu, uite, e foarte bine sănătate. Preferata legumă pustită. Da. Și prin susan alb. Și mâncare pentru Melania. Mămica spală fructe, spunem la oaspeți și fructe. Miere de la noi din Nevada și din Nevada din sat. Și mazăre punem. Da. Oho. Bucătărie în forfătă. Cred că e lui.
Tăticu, dar încorporez salata asta cu asta? Da. Și Melanie care? Da, aici e un fel de joacă la voi, da? Aici e echipa, da? Aici e aminte copilării? Tăticu deja a pus în farfurii să răcorească. Măi, dar pe aici avem verdeață. Cine nu iubește verdeața? Tăticu spune și mare ar pune. Tăticu, mă, tare așa par serios la bucătării. Încorporăm toată salata. Salata deja e răcorită. Trebuie să punem fierbinte. Pierd 3 grame. Punem sanul prăjit. Ți-a copt. Și verdeață. Și pătrunjel. Amestecat. Iată așa salata. Bună. Aroma și călduț sunt sănăt. Punem ciolanul. Asta da, mulțumim, Doamne. Pâine și tărzic și bucata de carne. Tăticu, dar așa de bun să iei de pe ciolan. De pe ciolan să iem. Iată, așa arată cartofele noastre. Sunt gata. Ce bunătate! Mimica, de la masă. Noi avem oaspeți dragi la noi în familie. Wow, asta da! Eu ar tot în fața mea! E un fel de salată, nu știu fel de salată. Cătălea, dar la tine cel mai interesant și farfurii. O spune și vrei. Spune bun, ia un zăț. Cirea carne de papă, fără plămână. Iată iubitoare de ketchup cartofi. Carne. Carne. Dar Dani cu maioneză, ketchup cu maioneză. Da, maioneză. Dar Răduță cu smântânica, așa e, Răduță? Dar Cătălea e cu tătătă. Smântână cu șești. Carne cu curată, da? Da, nu gustăm de la surioara noastră, da? Brad, mămica ta a făcut gogoșari buni. Salutări! Domnul să o binecuvinteze. Ia uitați-vă la voi și mănânc cel mai mult. Adriana, tu poți așa? Adriana! Am da, Doamne, sunt o dat zăpadă, ia mă mic, vine zăpadă, tu nu aveai credință, sunt o dat zăpadă. Tare-i bună. Arată ciolanul tău, Cristina. Uitați-vă la mine, că eu nu sunt cu ciolanele, eu sunt cu carne, cu măcrița. Tu nu-l ascunde, sub masă. Ai tare bună tău. Cristina, cum salata? Dar cartoasă o copt sau nu? Super, așa-i? Super, combinația. Cartofii mai sunt, am ușor să mă mama, faci pizza. Facem pizza! Da, o pizza mai neobișnuită și foarte rapidă, la noi vine de oaspeți. Am trimis soțul la magazin și o luat de toate. Deci aici facem o salată din varză, tort, era poftă, cu lapte condensat. Aici avem porumb dulce, o spunem la pizza. O dus la mamica din deal Cașcaval, iar aceaste sunt piese mieți pentru salata aceasta, maioneză, și facem blatul la pizza din pâine feliată. Cătălina face tortul nostru preferat cu lapte condensat. Mi-e place mie oare mâncare rapidă. Am vrut să stau la dietă, dar pentru așa tort. De mâine. Nu, dar se apropie, dragile mele. Nicio problemă. Noi suntem frumoase. Cristina face o pizza rapidă, da, Cristina? Da. Aici florile Cristinei. O filiesc! Pentru că le-am cumpărat eu, dar nu tot. Andreana așa i-a zis, Cristina. Sper dacă nu le-am cumpărat eu. Așa că îl încurajăm să cumperi flori. Voi ați mai făcut așa blat pentru pizza. Noi îl facem bine, așa că vă arătăm toate secretele cum noi facem. Dar dacă știți foarte bine. Aici avem ciuperci. Dar ai tăi nu mănâncă ciuperci. Dar să fac jumătate așa, jumătate așa. Fac două porții.
Facem tot placul, știi cum? Tot gustul. Avem pâine. Albert cu Radu joacă șaște, iar Melania e cu bunicuța. Da. Noi am două prieteni. Două prieteni. Cele mai buni prieteni, da, mam? Da, cel mai bun. Cătălina, n-au răbdare să mănânc. Tu, mami, îți faci gura, știi, apă. Noi gălăgii. Mi-a pierdut soțul. Soțul meu a venit la magazin, dar nu mai intră în casă. Ce bunătate. Iar eu nu fac nimic. Noi la nează oaspe, țara oaspe, noi fiesă. Noi fim oaspe. Nu mai priviți, scumpete. E foarte cu minte fata aceasta, da? Dacă vă place de Melania, puneți like-uri. Da, Mela! Cine poate? Tatăl vostru! Ce-ai adus, tată? Ce-ai adus? Pe masă priviți copiii! Mulțumim, tăticule! Creșteți în valpă! Deci e concentrare mare! Aici e Murca! Murca! Se luat Murca! Ei! Priviți la acești doi verișori! Ieri îți place, Melanie? Da! Aici ne-am pus ceaiul și așteptăm să fiarbă. Pizza este în cuptor. Tortul e gata. Și salata. Nu știu